Angel Țelvăr este propunerea Partidului Social Democrat pentru Ministerul Apărării, după ce Vasile Dâncuș a dat demisia din această funcție. Știm foarte bine că portofoliul de la apărare a rămas liber, este ocupat în acest moment doar interimar de premierul Nicolae Ciucă, însă astăzi socialdemocrații s-au întâlnit într-o ședință pentru a da un vot pentru această propunere. Are o susținere destul de mare în partid Angel Țelvăr, este actual vicepreședinte al Comisiei de Afaceri Europene din Senat. Și în acest moment, în unanimitate, potrivit surselor, s-a votat în Partidul Social Democrat pentru domnia sa. Vă reamintesc că au fost mai multe nume vehiculate pentru această funcție, printre care Mihai Tudose, fiind europarlamentar, Mihai Tudose însă nu a dorit să renunțe la acest mandat pentru a ocupa doar pentru câteva luni de zile o funcție în guvernul condus de Nicolae Ciucă. Chiar astăzi, când a ajuns aici la sediul de partid, ne spunea Mihai Tudose faptul că nu își dorește acest mandat și că îl susține pe Angel Țelvăr.